salam, dragi! Sper că ați avut un weekend excelent. Sunt Cristian Burcea la CFX, așa cum v-am obișnuit. În fiecare săptămână împărtășesc cu voi viziunea mea asupra unui grafic de swing trading. Până să mergem mai departe, reminder important, nu lucrez pentru o companie de brokeraj, sunt doar un trader independent care împărtășește cu voi opinia mea asupra pieței și mai mult dată recomand să citiți și avertismentul cu privire la riscul din descrierea acestui video. Bun, acum că am trecut rapid prin acest disclaimer, ar trebui să reamintim un mini market al săptămâna trecută și anume că săptămâna trecută am văzut puterea dolarului american pe măsură ce investitorii s-au refugiat în dolar și au fugit din euro. Vedem euro-ul a spart la acel prag de 1.035 și se apropie de paritate, că de pragul psihologic rotund de la 1. Overall dolarul a fost puternic toată săptămâna, ajutat de datele economice bune, cum ar fi NFP-ul și creșterea lui pe oră. Totuși, piața este overextended, așa că, pentru moment, traderii care sunt long pe dolar ar trebui să fie atenți. Un top pe termen scurt ar putea să fie aproape și putem să vedem un mic relief rally și apoi încă un sell-off înainte să atingem acel prag de 1 către euro-dolar. Astăzi nu vreau să stăm despre euro-dolar și mai degrabă, sau degrabă nu vreau să stăm despre partea forex și nici despre indici, vreau să stăm despre metalul galben și anume despre aur. Metalele prețioase au continuat cu a treia săptămână negativă la rând, am o sell-off în ultima perioadă. Această mișcare a mai mult ca o capitulare. Dolarul care se întărește are aproape întotdeauna o reacție de sell-off a metalelor prețioase, dar piețele poate să realizeze în cele din urmă că putem să ajungem la niveluri de cumpărare extrem de favorabile pentru metale prețioase când e vorba de investiții pe termen lung. Mai ales dacă corelăm ce se întâmplă la nivel macro, acest mediu care este nefavorabil pentru active de risc, cu inflație ridicată, randamente în creștere și una peste alta, metale prețioase poate fi un bun hedging împotriva inflației. Dar pe termen ceva mai scurt, iată, aurul a făcut un breakdown important. N-am mai discutat de aur de multă vreme, dacă cred, este posibil. În comentarii l-am mai discutat, nu mai simt dacă aici pe canalul de YouTube am discutat și acest price action sau am discutat doar la acea potențială oportunitate care probabil a fost trade of the year pe aur la break test peste 1850 cu entry bine finit, stop bine finit, cu prim target-uri către 1900-1915, apoi 2000-2015, și am început atac de mine la 1950. Aici eu am precizat și am discutat un membru din comunitate la webinarii că personal nu mă interesează să fac absolut nimic pe aur și mă va interesa fie un break peste 1950, fie un breakdown sub zona la 1750 ca să rotunjim puțin. Iată că acel moment de breakdown a venit și în momentul de față vedem sell-off agresiv, probabil o mică zonă de consolidare și un nou sell-off către 1700. Pe graficul de daily nu se văd lucrurile atât de clar, avem acest price action destul de choppy, însă dacă merg pe un time frame ceva mai mic, merg pe un grafic de 4 ore, lucrurile se văd ceva mai bine și vedem sell-off, mică corecție, mică consolidare laterală, un alt sell-off. De regulă, după aceste sell-off-uri extrem de agresive, piața tinde să corecteze fie lateral, poate fie sub formă de bearish flag-uri, fie sub formă de triunghi, etc. Se pare că avem de-a face cu o corecție laterală și cel mai probabil piața va tinde să meargă în direcția inițială mișcării și să vedem un nou breakdown sub 1730 cu target către 1700. Urmăresc cu interes aurul pentru poziții short, atât timp cât piața s-a aflat zona asta de 1750, eu mi s-a rotunjit la 1780, rotunjesc puțin, cât din piața s-a aflat această zonă, mă interesează să schimb poziții short, dar cel mai mult mă interesează pe noastră ce urmează să schimb short, doar dacă piața îmi va oferi un breakdown sub 1730-35 cu entry bine definit, stop loss bine definit, mențeles cei care sunt mai conservatori pasul meu stop-ul peste 1750, în funcție de price action probabil voi avea un stop loss destul de agresiv, undeva la mijlocul structurii respective sau în funcție de price action, cu target final către 1700. Cam asta este trade-ul care urmăresc pe aur, urmăresc poziții short pe aur. Atenție, asta este mai mult un potențial trade de moment, pentru că, repet, dacă vom vedea sell-off în continuare pe aur, cum spuneam puțin mai devreme la începutul acestui video, zone de la 1700 sau 1600, da, când în oricare motiv vedeau capitalare și un sell-off extrem de agresiv, 1680-1700
cu targetul 1600. Astea sunt niveluri foarte bune de long-term investment pentru a adăuga aur la portofoliu. Dar, momentan, pe termen scurt, urmăresc atât timp cât aurul se află sub zona aceasta la 1760, să rotunjim puțin, 50. Mă interesează să deschid poziții, deși eu și urmăresc cu interes acel breakdown sub 1730 și o să urmăresc un time frame ceva mai mic și un cel de daily. Cam asta urmăresc pe aur, vom vedea și vom discuta și restul de grafice la webinarul săptămânal. Dacă vreți să aveți acces la webinar, recomand să citiți despre serviciul de Market Insight. Momentan înscrierile sunt închise, dar le vom deschide undeva după jumătatea lunii. Este un serviciu de aproximativ 200 de lei pe lună și veți primi o mulțime de info. Înainte să luați o decizie, recomand să intrați pe Market Insight, să citiți, să vedeți exact ce primiți, cum primiți eventual să aruncați o privire la acest video ca să vă faceți o idee dacă acest serviciu îl considerați potrivit pentru voi sau nu. Vestea bună este că dacă nu sunteți mulțumiți de informația primită în termen de 7 zile, avem money back 100%, practic este o investiție cu risc 0, dar oricum costul este unul modic, este de 200 lei pe lună doar pentru bonusuri. Și dacă stați abonați doar unul, doar pentru bonusul, merită încercat, dar bineînțeles decizia finală va aparține. Dar tot am ascultat, apropo de lucruri, de money back și etc., avem și oferte la cursurile noastre în acest moment. Recomand să citiți, descrieți despre site ce este potrivit pentru voi. Însă, înainte de a lua o decizie, recomand să vedeți cursul Forex Artist, un curs gratuit, complet pentru începători, sau webinarul presus de Trend Zero la Pro, în care veți vedea o mulțime de info, detalii și eventual acest webinar poate să lămurească ce curs ar fi potrivit pentru voi în funcție de abordarea pe care o să am, în funcție de nivelul de experiență. Și la fel vestea bună, dacă din oricare motiv nu sunteți mulțumiți de informația primită, un discount ceva mai este la Forex Elite, nu sunteți mulțumiți de informația primită, în termen de 14 oferim money back 100%, este practic investiție cu risc free. Mai mult de atât, sunt trader care ne-au întrebat, ok, și poate nu am bani să investesc în cont de tranzacționare, etc., etc. Reminder important, există firme de prop trading, practic nu ai nevoie de capital, ai nevoie doar de cunoștințe și firmele îți dau capital de până la 200.000, 400.000 de dolari și poți tranzaționa și ai un procent din ceea ce tranzacționezi, un procent destul de generos, sunt firme care oferă și până la 80-90%. Și practic toate aceste info le detaliem în comunitatea de pe Ecofin, pentru că avem o comunitate complet gratuită, o dată ce e în curs de pe site, vei primi o invitație în comunitatea Ecofin, este un chat room pentru trader cu o mulțime de canale unde postăm și alte informații utile, nu doar chat room pentru trader, avem și info utile. Oricum, cam asta ar fi cu acest video, nu uitați să verificați și articole gratuite, sunt o mulțime de info utile, atât pentru traderii începători, dar și pentru cei ceva mai avansați, cum ar fi ghidul pentru tranzacționarea piețelor de futures, pentru că la început de drum este bine să testezi apele, eventual să faci swing trading, să te familiarizezi cu platforme gratuite, cum ar fi MetaTrader 4, MetaTrader 5, poate SeaTrader sau orice altceva. Apoi, dacă vrei să faci trading profesionist, ideal ar fi să treci către piețe de futures, eventual ar fi să ai platforme profesioniste, etc. Recomand să citi aceste lucruri și să vezi ce se potrivit pentru voi. Iată, cam asta ar fi las pe voi, descoperiți mai multe lucruri. Dacă considerați utile aceste articole gratuite de pe site și videole care le postăm pe canalul de YouTube, atât eu cât și echipa mea am apreciat foarte mult dacă ne-ați cu un like, share și subscribe. Vă urez o săptămână magică, succes în toate și ne auzim curând!